You can call me Queen Bee. Extrem de mediatizată, povestea de iubire dintre ducesa de Cambridge și William a făcut în conjurul lumii. Întâlnirea lor a fost pur întâmplătoare, iar farmecul lui Kate l-a cucerit pe loc pe prinț. Ceea ce nu știa atunci este că cea care avea să-i devină soție era o admiratoare secretă a sa, care visa cu ochii deschiși la posterul de pe perete cu prințul, probabil ca multe alte tinere. William s-a îndrăgostit la prima vedere de Kate și se pare că și fratele lui mai mic, Harry, a pățit același lucru cu Meghan. A fost cucerit pe loc de frumusețea actriței. Un prieten comun le-a făcut cunoștință celor doi în urmă cu un an, în timpul unei petreceri exclusiviste, iar de atunci sunt de nedespărțit. De când prințul Harry a recunoscut că se iubește cu ea, Meghan Markle este vânată de presa britanică, analizată până la cel mai mic detaliu și comparată în continuu cu Kate. Una dintre asemănările izbitoare dintre Kate și Meghan este faptul că amândouă au o ținută absolut impecabilă și un bun gust desăvârșit. În urmă cu puțin timp, de exemplu, actrița de 35 de ani s-a îmbrăcat la un eveniment monden într-o rochie asemănătoare cu cea a ducesei de Cambridge. Mai exact, Meghan a purtat varianta scurtă a unei creații de la o celebră casă de modă pe care și Kate a ales-o pentru un eveniment extrem de important în 2014. Nu a fost singura ocazie în care au ales aceeași ținută. Ambele iubesc albastrul, iar creația din mătase legată cu un cordon în zona taliei pare să le evidențieze la maximum formele perfecte, ca trase prin inel. Singurele diferențe dintre cele două în această ipostază sunt machiajul și coafura. Se pare că nu numai pe covorul roșu au preferințe similare, ci și în timpul liber, Kate și Meghan au fost surprinse în timp ce purtau același tip de jeans, la care au asortat cămăși dintr-un material lejer fluid. Asemănările dintre ele nu se opresc la stilul vestimentar. Meghan, ca și Kate, are și o educație aleasă. Ambele sunt